Administrația slătineană a încasat anul trecut doar o treime din amenziile aplicate de autorități. Majoritatea restanțierilor sunt persoane care nu au putut fi executate de direcția economică, neavând oficial resurse financiare. În anul 2015 am primit un număr de 11.104 procese verbale de contravenție, iar ca restanță totală provenită din amenzi din anii anteriori, inclusiv de anul 2015, se ridică la suma de 6.400.000. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de circulație și de către polițiștii locali pentru scandal. Dacă până acum ignorau achitarea amenzilor pentru că autoritățile puteau cu greu să execute, acum lucrurile s-au schimbat după modificările aduse codului fiscal. Pentru achitarea obligațiilor fiscale provenite din clădirii, mijloacele de transport terenuri, în cazul în care au și amenzi, prima dată plata se va face la amenzi, iar apoi se va descurca și pe celelalte obligații fiscale. În cazul celor care nu pot fi executați, angajații statului vor solicita, înainte de prescrierea sancțiunilor, transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității.